Imediat ce a ajuns în cartierul Policlinica, echipa Partidului Național Liberal pentru primăria Giurgiu, alături de candidații liberali pentru Consiliul Județean, au fost întâmpinați de giurgiuveni, dar și de problemele lor și ale cartierului, nesoluționate în vreun fel în ultimii 4 ani. Liberalii cunosc aceste doleanțe, iar rezolvarea lor este cuprinsă deja în platforma program a candidaților. Să atragem atenția autorităților și asupra teatrului de vară. Teatrul de vară a rămas o ruină. Și pe noi ne interesează să modernizăm teatrul de vară, să putem să-l facem o sală pentru spectacole în aer liber, aici la Giurgiu, mai ales pentru, atât de necesar, mai ales pentru elevi și pentru toate serbările de peste an și în special pentru serbările de vară. Vreau să legăm cartierul ăsta de centrul orașului prin strada Gării. Strada Gării este o stradă închisă, o stradă care este stradă comercială, nu este stradă istorică. Dacă noi transformăm toate activitățile economice în istorie, asta nu este un lucru bun. Asta este o stradă comercială. Străzile comerciale trebuie să fie libere pentru a-și desfășura activitățile economice. După ce că suntem amărâți, mai venim încă o dată să fim amărâți închizând strada Gării. Tot în cartierul Policlinică s-au anvelopat în acești ani 9 blocuri, însă multe nu au fost cuprinse în proiect, iar oamenii sunt nemulțumiți pentru că nu au fost ajutați să întocmească documentația, iar atunci când s-au descurcat singuri, nu li s-a prezentat cu exactitate și costurile pe care trebuie să le suporte. În primul rând avem nevoie de reabilitarea blocului. Corect. Asta ne interesează pe primul plan și cred că ăsta e și ultimul. Și da. Primul și ultimul. Da. Deci, doamnă, sunt proiecte europene, numai noi să fim vreniși, primăria să fie vrenică să atragă proiecte europene, la câți bani sunt acum alocați pentru perioada 2014-2020. Deja primăria a început să facă unele... Au făcut, uitați la scara... Așa, au făcut. Deci nu primăria, fondurile europene, Europa face. Da, da. Noi doar să fim atenți, să atragem fonduri și să fim lângă dumneavoastră, să vă îndrumăm, să vă faceți documentația necesară. Asta înseamnă grija pentru dumneavoastră și eu vă asigur că vom veni inclusiv în cartier la dumneavoastră și peste tot, de altfel peste tot, să putem să atrage cât mai multe fonduri europene pentru anveloparea blocurilor și nu numai anvelopare, doamne, trebuie să ne gândim și să facem și hidroizolația de pe acoperiș. Păi mai mult asta ne interesează. O altă problemă în cartierul Policlinică o reprezintă câinii maidanezi, care nici acum nu și-au găsit locul în adăpost, iar noaptea nu prea e indicat să ieși singur din casă. Să sperăm că ne scăpăți de câini ăștia, măcar. Așa trebuie. Are aici un punct. Da. Păi sigur că avem, nu avem pe cel mai bun medic veterinar al orașului. Păi degeaba, domnule, aveți un medic veterinar bun, un primar foarte bun, dacă cei de la protecția animalilor vă pun piedici. Deci împăcăm și capra și varza. Deși cartierul Policlinică este dominat de pensionari, aceștia vor locuri de muncă în oraș pentru copiii și nepoții lor, vor ca gropile din asfalt să fie reparate la timp, vor să nu le mai fie tăiați copacii pe care singuri au plantat și vor respect din partea primarului și nu primiți în audiență după ce au stat 3 luni pe o listă de așteptare. Pentru toate acestea, candidații PNL la primăria Giurgiu au identificat soluții, le-au prezentat giurgiuvenilor, iar acum așteaptă momentul pentru a le pune în practică. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Satul nou. Vreau să vă cu domnul Joier. Foarte bine, foarte bine. Și la Stănești o să avem acolo o reușită bună cu o echipă foarte bună. Și eu am vrut să vă prezint și echipa de consilieri locali a noastră. Pe care îi cunosc. Da. Sigur. Să fiți alături de noi. Să aveți baftă, domnule. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult. Așteptăm la vot. Eu toate voturile am fost, dar domnul care merg la vot. Deci vreau să mă votez. Votează-mă, domnul. Să rămână. Să votați și echipa noastră, că fără echipă nu poți face nimic. Și pe domnul Beanu. Bună seara, domnul Beanu. Ce faceți? Și pe domnul... Tot cu prilejul deplasărilor electorale în cartierul de lângă școala numărul 1, giurgiuvenii s-au plâns de țânțari, care în fiecare an le creează probleme, în special copiilor. Avem aici, în stânga și în dreapta mea, giurgiuvenii reali, puri, oameni de bine, oameni care pur și simplu pentru Giurgiu pot face ceva. Avem cea mai frumoasă echipă, cea mai bine pregătită. Eu, la pregătirea pe care o am, mulțumesc Dumnezeu că pot să susțin asemenea somități, dacă e permis și corect spus.
ce pot să vă spun? Pe domnul Beianu cu siguranță îl cunoașteți. Dacă nu îl cunoașteți, am să vă spun eu câteva cuvinte despre dânsul. Este omul care a făcut ceva singurul, probabil, dintre toți președinții de Consilii Județene pe care Giurgiu până acum i-a dat și s-au cunoscut rezultatele în mandatul pe care dânsul a avut. Alături pe domnul Florian Nicolae, cu siguranță toată lumea îl cunoaște. Domnul președinte Gavrilă, vicepreședintele Consiliului Județean, om de bază, un om deosebit. Avem aici un giurgiuvean real, la fel de deosebit, care este vorba despre domnul Anghelescu, omul care ne poate scăpa de țânțari. E pentru prima dată când spun lucrul ăsta. Da, Giurgiu suferă de problema asta. Barbu spunea, da, că suferim de locuri de muncă, de câini vagabonzi și nu știu ce fluturi mai prindea. Noi avem niște soluții reale. Eu chiar vreau să spun de acest om 3 cuvinte și am terminat. Este vorba despre un om care și-a dăruit întreaga viață aviației și pilotajului și am rămas surprins de proiectul pe care vrea să-l facă. Zice, domne, cheia țânțarilor stă la mine în buzunar. E pentru prima dată când spun lucrul ăsta, toți ne facem ce facem, țânțarul. Dânsul a spus așa, domne, eu am un proiect prin care vom cumpăra un avion pe bani europeni să terminăm o dată cu țânțarii, atât din Giurgiu, cât și din județ. Scăpând de țânțari, ăștia obligatoriu scăpăm și de barbă. Suntem convinși că venim în fața dumneavoastră și noi și toți cei care nu stați să-ți prezenți aici, cu soluții, cu oameni competenți și cu bune intenții. Încercăm să vă convingem la rândul nostru să ne fiți alături, să vorbim cu toți cei care pot și trebuie să voteze Partidul Național Liberal, pentru că dacă nu vom obține un rezultat foarte bun în municipiu, nu vom avea decât posibilități limitate să ne aplicăm proiectele și intențiile noastre bune transformate în realitate în mandatul care urmează. Deci, mai mult decât orice, suntem la rândul nostru sincer când vă spunem că avem o comunitate giurgiuveană care merită toată prețuirea, căruia îi dedicăm toate proiectele noastre și toate cunoștințele noastre pentru a îndeplini toate proiectele pe care le dorim pentru oraș și pentru județul Giurgiu. Dar vorbiți cu toți giurgiuvenii pe care îi cunoașteți pe 5 iunie neapărat să voteze Partidul Național Liberal pe toate cele 3 buletine de vot. E obligatoriu ca și condiție pentru tot ceea ce vrem să facem în următorii ani pentru oraș și județ. Da. Mulțumim! Într-o discuție liberă, constructivă, candidații PNL pentru primăria Giurgiu și Consiliul Județean au prezentat punctual câteva dintre soluțiile care pot face din Giurgiu un oraș atractiv. Cu zona liberă, am văzut că Barbu țintește foarte mult spre nordul orașului, spre, cum spune, parcul industrial de la Dunărean. Acum, zona liberă Giurgiu e sub jurisdicția primăriei sau Consiliul Județean? Primării. Este Consiliul Cales. Municipiul Giurgiu este unic acționar, dar terenul pe care este amplasat în zona liberă aparține de domnul că nu se județului. Poate dezvolta din cauza că nu-i lasă Consiliul Județean. Că nu-i lasă. Nu a venit cu un proiect. Domnul Barbu visează, ca de obicei. Unde n-are soluție, inventează ceva. Nu. Acolo este o zonă... Terenul este al Consiliului Județean, dar împreună putem comanda un studiu care să releze care este varianta de viitor cea mai bună în perspectiva creării locurilor de muncă. O lăsăm în zonă liberă, o transformăm în parc industrial, parc logistic sau orice altă formă. Înțeles că se vrea parc industrial. Dacă se vrea, dacă se vrea... E în avantajul nostru. Terenul este al Consiliului Județean, dar în baza unui studiu făcut de o societate specializată, din cont de ce aș vrea eu și dumneavoastră, trebuie să vină cineva care are expertiză și care să spună, așa trebuie făcut. Și atunci consilierii județeni cu siguranță să vor vota pentru trecerea terenurilor la primărie și demararea unui asemenea proiect care să aducă locuri de muncă. Soluții sunt. Eu aș vrea să completez ce a spus domnul președinte cu următoarea afirmație. Că parc industrial sau zona industrială de care am vorbit eu și cu echipa de consilieri locali, este vorba de platforma 1 a combinatului chimic și fostul CT din Baltă. Și cu ieșire la fluviu Dunărea, dincolo de prefabricatele din port. Aia este zona industrială care o dorim noi să o dezvoltăm. Prima dată să o decontaminăm din punct de vedere al poluării chimice. Au trecut 26-28 de ani de când n-a mai fost practic activitatea acolo. Nu cred că toată zona a suferit acest grad de poluare ridicat. Și infrastructura încă mai este viabilă. Infrastructura nu este viabilă, dar putem să o facem. Este o zonă în care putem să dezvoltăm partea industrială. Iar zona liberă trebuie să rămână zonă liberă pentru că este dorită de investitori din afara Uniunii Europene. Da.
Și pentru că în Giurgiu multe școli nu au încă în 2016 săli de sport, liberalii giurgiuveni spun că pe termen scurt există o soluție, urmând ca treptat fiecare școală să poată beneficia de condiții normale pentru orele de educație fizică. Și aici, la școala numărul 1, nu există sală de sport. Aici e o problemă care... Da, bine. Nici trei închise. Sunt mai multe. Da, și numărul 2, care... Da, zona asta a rămas cam vitregită pentru copii. E foarte... Trebuie să regândim sistemul ăsta al practicării sportului copiilor în școală. De exemplu... Pe de altă parte, vin și eu cu sugestie. Nu este inclusă în programul nostru. Dar o soluție de moment ar fi și includerea terenului de sport sau terenului acum școlilor care îl mai dețin cu balon, așa cum există la Frații Moldoveanu, și efectuarea în condiții cât de cât. Da? Și un balon e ieftin. Putem identifica soluții. Da. Și asta e o soluție de luat în considerare. Da. Corect, este foarte bun. Deși așteptăm sugestii la programul nostru politic pentru reconstrucția, așa l-am denumit, reconstrucția municipiului Giurgiu, printr-o administrație publică locală dinamică, pentru că acum se cam doarme pe scaun, modernă, da, cu oameni cu deschidere pentru viitor și pentru dezvoltare, și eficient. Având în vedere că PNL Giurgiu și-a format o echipă de profesioniști pentru primărie din mai toate domeniile de activitate, în platforma program a echipei liberale sunt cuprinse proiecte pentru toate cartierele orașului, soluții găsite împreună cu giurgiuvenii și pentru giurgiuveni.